Bună ziua! Acesta este primul videoclip de pe canalul Rezumate Online. Astăzi vom discuta despre romanul Pădurea Spânzuraților de Liviu Rebreanu. Mai exact vă voi ajuta să înțelegeți ce se întâmplă în roman. Romanul se deschide cu tabloul tragic al unei spânzurătorii. Aflăm că va fi spânzurat un sublocotenent ceh, Svoboda pentru că a încercat să dezerteze. Printre jurații curții marțiale se afla și apostol Bologa. El supraveghează execuția pedepsei capitale. După terminarea spânzuratorii în sufletul lui Bologa încolțește o idee care dă sentimentul îndoielii, dacă a făcut bine condamându-l la moarte sau dacă a făcut rău totuși el încerca să se apere. Să-și apere propria conștiință, agățându-se de justificarea că nu și-a făcut decât datoria. După venirea de la spânzurătoare, Bologa își amintește anii copilăriei când a fost educat de mama sa în spiritul credinței în Dumnezeu și totodată își amintește spusele tatălui său care îl considera bărbat capabil de a-și câștiga singur o pâine și să dobândească mereu stima oamenilor și mai ales să aibă sentimentul datoriei față de popor. Apoi aflăm despre viața sa sentimentală, despre iubirea sa cu marta Domșa și despre conștiinciozitatea și curajul de care dă dovadă în cadrul armatei. Aflăm că va fi trimis pe frontul românesc aceasta fiind un moment extrem de important, dar el încearcă să obțină o permisie de la comandament pentru a cere generalului să fie trimis altundeva. Nu obține acest lucru și astfel încearcă să dezerteze, dar este rănit pe front în timpul unei bătălii și este spitalizat. După ieșirea din spital primește o lună de concediu în care se întoarce acasă. Aici se desparte de Marta sub pretextul că ea a stat de vorbă în ungurește cu un ofițer, dar adevăratul motiv era faptul că nu o mai iubea, după venirea din concediu. Pentru a nu fi trimis direct în lupta, este mutat la un post de armament și muniție unde Bologa stă în gazdă la un gospodar a cărui fată, Ilona, îl cucerește și în scurt timp se logodes. Într-o zi primește o scrisoare pentru a se prezenta la comandament. Aici afla că este numit în Curtea de Justiție pentru judecarea unor țărani români din zona frontului, considerați spioni. Din nou începe o grea confruntare între sentimentul datoriei față de ordinea de stat și sentimentul datoriei față de patrie. Totuși, conștiința datoriei față de popor învinge, determinându-l pe Bologa să încerce trecerea la români pentru a ieși din necaz, dar nu reușește fiind prins de un coleg de-al său, Varga, care îl predă regimentului. Aici este percheziționat și i se gasește harta cu liniile frontului românesc. Apostol este condamnat la moarte prin spânzurătoare, pe care o acceptă cu vitejie, chiar dacă prietenul său, capitanul Clapca, putea să îl scape de aceasta. Apostol Bologa moare fericit și împlinit că și-a făcut datoria față de patrie. Vă mulțumesc de vizionare și sper că v-a plăcut și ați înțeles romanul Pădurea Spânzurațiilor. În acest clip ați găsit și mici glumițe, sper că le-ați tratat ca atare.